Bună seara, dragi respectatori! Sunt Aura Stoienescu și în seara asta vă propun un subiect mai puțin plăcut. Din păcate, știm că economia merge greu, știm că firmele private o duc destul de greu, mare parte dintre ele, nesiguranța zilei de mâine, a garanției încasărilor, duc de multe ori la insolvență. Și de la insolvență până la faliment este doar un pas, pentru că sunt foarte puține firmele care reușesc o reorganizare și o ridicare deasupra liniei de plutire și majoritatea, și vom afla imediat de la invitatea mea cât la sută din firme care ajung în insolvență, ajung în faliment, adică se desfințează, mor. Și atunci am considerat că este un subiect important pentru mulți dintre telespectatorii noștri care au societăți comerciale și care poate n-au avut timp sau nu sunt la curent cu noutățile legislative, așa că am invitat-o pe doamna Mariana Somnea, președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență, filiala Gorj-Vâlcea, care este și președintele Corpului Experților Contabili Autorizați din România, filiala Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru prezența în studio și mă bucur că doriți ca să-i informăm pe cetățeni despre problemele legate de insolvențele firmelor. Aș vrea să vă întreb în primul și în primul rând, pentru că de la ultima emisiune pe care am făcut-o împreună a trecut aproape un an și atunci vorbeam despre modificările care urmau să se facă la legea insolvenței și la toată legislația care e legată de insolvența unei firme. Ce s-a întâmplat de atunci până acum? Ce s-a schimbat? Să spun multe, să spun puține. Cert e că atunci când am vorbit, se lucra la un cod al insolvenței. Au lucrat un grup de specialiști, practicieni, profesori din toate domeniile care au legătură cu insolvența. S-a lucrat la acest cod al insolvenței cam un an de zile și la un moment dat a fost preluat, după cum știți, și promovată o ordonanță de guvern. Acel cod al insolvenței, nefiind codul insolvenței la care au lucrat specialiștii în insolvență, a fost preluat codul insolvenței, la care s-au introdus anumite articole dorite de guvern la acel moment și s-a promovat acea ordonanță de urgență care a funcționat vreo 20 de zile, după care a fost declarată neconstituțională și s-a revenit la legea 85/2006, deci legea existentă în vigoare la acel moment. Da, a produs efecte acea ordonanță în cele 20 de zile? În cele 20 de zile a produs efectele pentru societățile care au fost promovate cererile în acea perioadă. Ce oferea diferență acea ordonanță față de legea care exista? În ce vă privește, era în primul rând vestitul articol pentru societățile de presă, care a fost declarat neconstituțional și scos din legea care a urmat, pentru că făcea o inegalitate între societățile cu acest fil, pentru că practic niciodată nu puteau să intre într-o reorganizare judiciară. Teoretic exista posibilitatea, practic nu, pentru că îi se retrăgea licența de funcționare în momentul deschiderii insolvenței. Păi cine mai aprobă? Care ce reorganizare faci dacă nu mai ai licență? Poți să mai aprobe un plan de reorganizare când tu nu poți funcționa. Ce o să faci tu, societate de presă de care o fi? Te-a pus să vinzi acadele ca să continui activitatea și să reorganizezi? Nu poți. Să-ți protejezi. Sau nu poți într-o procedură de reorganizare să schimbi profilul. E puțin probabil că vei reuși dacă nu reușești ceva în care ai cât de cât experiență. Deci, cred că ăsta era cel mai important articol introdus forțat în această lege și care a provocat foarte mult scandal și neconstituțional. Au mai fost și alte articole care au fost declarate neconstituționalitate și ulterior a fost declarată toată ordonanța neconstituțională, motiv pentru care a fost retrasă. A fost abrogată și s-a rămas pe legea 85/2006. Mă scuzați, o să spun de respectatorilor, este și afișat acolo un număr de SMS 0766314582, tarif normal. Dacă doriți, dragi respectatori, și aveți întrebări pentru doamna Mariana Somnea, specialistul nostru de serviciu în reorganizări judiciare, puteți să trimiteți mesaje cu întrebări. Vă rog. S-a trecut și peste această etapă, ca să spun așa. Echipa a continuat să lucreze la acel cod al insolvenței. Echipa care de specialiști. De specialiști. A continuat să lucreze.
ca să zic că ordonanța aceea a fost ca un cadou. Era prima conferință a Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, se desfășura la București și în dimineața acelei zile a fost promovată acea ordonanță de urgență, trecând peste toată munca a mai multor specialiști care costă timp, bani, nervi și așa mai departe. Dar nu tot guvernul ceruse practicienilor și specialiștilor. Era o cerere de natură europeană, ca să spunem așa, una din obligațiile noastre europene și erau fonduri mixte. Am înțeles. Și cred era că un proiect, practic, era un proiect, se lucra un proiect prin care, printre alte legi care erau necesare pentru a îndeplini condițiile Uniunii Europene, era și această etapă. În final s-a trecut, nu se mai folosește acea vestită ordonanță, s-a lucrat în continuare la aceasta și a apărut legea 85 pe 2014. Printr-o coincidență a sorții, ca să spun așa, are același număr ca lege, cu vechea lege a insolvenței 85 pe 2006. Este o lege nouă, lege față da, de vechea, această lăsând o parte ordonanța, deja am anulat tot. Da, această lege preia în bună parte munca acestor specialiști, numai că munca aceea era o muncă totuși neterminată. Și fiind ea ar fi trebuit să fie gata cam pe la sfârșitul anului acestui an ca să fie lucrurile complete și să treacă prin toate etapele de verificare. Acele etape de verificare și se fac și acum și chiar ieri am avut o întâlnire în sensul ăsta la București și s-au constatat 40 de greșeli, ca să spunem, sau legea nu știu dacă care există acum. În legea care este de lucruri care nu se potrivesc, nu? Care o să facă probabil obiectul unei ordonanțe sau legi în vederea modificării legii respective. Cert e că în ansamblu legea este mai bună și mai completă, dar nu, lucrarea nefiind terminată e ca o lucrare neterminată, ca o carte scrisă, dar neverificată înainte de a o da la tipar. Deci fără corecturile de rigare și ar mai fi multe de discutat și pe articole, v-am spus, noi am găsit vreo 40 de lucruri care nu se înțeleg bine și nu se potrivesc între ele ca articole. Dar legea 85 pe 2014 unește mai multe legi, sau era legea concordatului preventiv, apoi legea insolvenței cooperativelor, unităților de credit, care nu sunt bănci, și a unităților bancare, deci e o lege mai amplă, mai mare. Pe de altă parte, rezolvă multe din problemele care le ridica vechea lege în ce privește atribuțiile administratorului, lichidatorului judiciar, ale judecătorului, administratorului special, dar mai este de lucru ca să ajungem la o lege, sigur, nimeni nu-i perfect, tot e perfectibil, dar mai este mult de lucru până să ajungem la o lege foarte bună și, după părerea noastră, a celor care lucrăm toată ziua cu legea asta, nu s-a definit și nici nu se preconizează într-un viitor apropiat să noi am fi dorit să existe metode mult mai clare pentru valorificarea bunurilor și pentru recuperarea creanțelor și așa mai departe în procedura insolvenței. Valorificarea bunurilor în procedura insolvenței de cele mai multe ori este lucrul cel mai controversat, pentru că inclusiv legea prevede foarte puține chestiuni în acest sens, dar este locul unde se aduc cei mai mulți bani în proceduri și locul care comportă totdeauna discuții, la locul sau la nelocul lor. Nu s-a putut ajunge la un consens, nu pentru că noi specialiștii n-am fi dorit. Noi am fi vrut să mergem după o metodă de vânzare, o metodă, două de vânzare, dar o metodologie stabilită prin lege. Să mergem după codul de procedură sau să mergem civilă sau cum merg executorii, ei au codul de procedură civilă, e o lege și care știu că merg după ea. Noi nu avem așa ceva, pentru că nu s-a dorit așa ceva. În primul rând, cel mai mare opozant al definitivării unui mod de vânzare în acest fel, după codul de procedură civilă, care nouă ni s-a părut la un moment dat cel mai legal, ca să spunem așa, adică în temeiul legii, sunt băncile. Băncile pentru că li se pare că în temeiul codului de procedură civilă se vor vinde bunurile lor mult prea ieftin. Acum, depinde la ce te referi, că vânzarea aceasta a bunurilor băncilor, vedeți, au fost evaluate și au fost evaluate într-o perioadă de boom
imobiliar, că cele mai multe sunt imobile, ori niciodată, dacă comparăm bunul ăla imobiliar, când se vindea orice teren și orice casă, nici nu apucam să le scoatem la vânzare și aveam 20 de participanți sau așa ceva, acum stăm cu ele și nu știm de cine să mai ne rugăm să mai cumpere. Și prețurile sunt foarte mici. Deci, bazându-ne comparația pe ce a fost atunci, este cert că se vând foarte ieftin acum. Este cert că băncile atunci nu și-au luat măsuri de siguranță, deși aveau bază de informare, cunoștințe. Știm bine că multe bănci din România sunt cu capital străin. Deci, sau parțial, dacă nu în întregime. Deci aveau informații din străinătate, cum funcționează treburile astea. Poate nu suntem în prima criză economică, dar poate suntem în prima criză economică serioasă după Revoluție. Am avut o perioadă de superinflație, dar perioada de criză economică propriu-zisă a fost prima după Revoluție, când eram și noi într-o economie de piață și când am făcut ce am putut fiecare cât a putut și foarte mulți n-au reușit să treacă peste această criză. Ei, raportat la perioada de boom imobiliar, sigur că prețurile de acum sunt mici. Sigur că prețurile de acum nu îi mulțumesc pe bănci pentru că ei au niște garanții, nu își pot recupera creditele și neputându-le recupera, sigur că trebuie să dea poate mai prea multe explicații. Dar tot sau unele gajuri sunt, sau ipotezi sunt de-a dreptul penibilului. La... Da, și mai apar și aceste societăți de recuperarea care cumpără creanțe. Și nu mai știi dacă discuți cu banca sau e un samsar sau cine e ăla care îți cere aceste banii ce-i datorezi băncii. Societăți, vorbim cam de două categorii de societăți de recuperare creanță. Adică societățile de recuperare creanțe relativ serioase care au un obiectul de activitate, această activitate, sigur că cumpără creanțe la un preț cât se poate de jos, cât pot să negocieze, arta lor de negociator le permite și încearcă să recupereze cât de mult ca să aibă și un profit. Exact. Acum, de aici încolo, începe hărmălaia, ca să spunem așa. Ok, dacă e legal, nicio problemă. Problema celui etapa asta este foarte legală. Este dacă acea societate, într-adevăr, reprezintă banca. Pentru că te trezești acasă cu o hotărâre judecătorească prin care e numit X să... Ești sigur că acel document e real, nu dacă e fals? Dacă e o hotărâre judecătorească, dar eu am... e obligatorie. Dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră și dragilor noștri telespectatori că au existat persoane care au falsificat hotărâri judecătorești. Sunt cazuri. Este posibil, cred că orice act poate fi... Ce garanție are un cetățean, o societate, când se trezește acasă cu o hotărâre judecătorească, cu ștampilă neagră, cu semnătură albastră, cu pixul, într-adevăr, pare un original. Orice document poate fi falsificat. Acum, noi și știm. Atunci ce să facă societatea? Să dea banii cu îi trimite hârtia aia? Nu. Eu cred că înainte de a da orice bănuț din buzunarul persoanei fizice sau juridice, trebuie să verifice dacă e întocmai așa. El știe la ce bani sau unde are datoria și acolo este spus și atunci se va duce la bancă și acolo o să îi se spună că a fost predat portofoliu, cui a fost predat, dacă a fost predat și în ce condiții. Și atunci... Și dacă e bine să plătească, să consideră că a plătit de fapt la bancă. Dacă este legal o cesiune de creanță legală, apoi trebuie să ia legătura cu firma respectivă direct, făcând o adresă la firma respectivă, pentru că dacă acea firmă există și este în regulă, atunci o să-i răspundă probabil și o să ia legătura cineva de acolo cu persoana respectivă să vadă o modalitate de plată a datoriei. Problema care se pune că ei nu pot să recupereze decât o parte din aceste creanțe, o parte probabil n-au avut garanții sau garanțiile sunt mult prea mici ca să recupereze creanțele și în aceste condiții presiunea devine foarte mare pentru cei care au datorii, pentru că pe cei care găsesc cât de cât solvabil sau au ce le luacă, presiunea va fi mult mai mare ca să-și recupereze și pe ansamblu să iasă alte, în profit societățile. Și, sau, mă rog, chiar și persoane multe fizice. Dintre ele lucrează cu oameni de diferite calități și, sau calitate îndoielnică și se pretează la mai mult decât le permite legea, uneori. Se numesc acei recuperatori. Recuperatori. În sensul bun. Sigur, recuperator nu prea e în sensul bun, nu poate să-l vadă cineva în sensul bun, dar se numesc recuperatorii cei care o fac legal prin metode legale de executare silită și așa mai departe, de somații și tot ce presupune asta.
dar sunt și recuperatorii care vin și se pretează la tot felul de amenințări și lucruri care nu le permite nici un fel de lege. Și acum să revenim la activitatea dumneavoastră de practicieni în insolvență, pentru că poate că unii dintre spectatori vă văd și pe dumneavoastră ca niște recuperatori, întrucât, în special pentru stat, că statul e de regulă cel care țipă cel mai tare și care are cele mai multe creanțe de încasat, pentru că el nu se zbate așa de tare ca un terț care știe care de încasat se duce, insistă și el poate și ia banii. Statul tace din gură până când se ajunge la suma asta, după care zice, hai să-i vindem lucutare casa, și sunt foarte multe cazuri, casa, sediul firmei, mașinile, tot felul de obiecte mărunte, că ne uităm în vânzările care se fac pentru recuperarea datoriilor și se vinde până la papiota de ață. Totuși, legea falimentului, legislația asta pe reorganizare, pe insolvență, eu știu că are ca prim plan, adică în primul rând ar trebui să se încerce ca acele societăți să fie ajutate. Legea falimentului, de fapt, ajută prin faptul că nu mai percepe statul acele penalități, după câte știu. Nici statul, nici ceilalți creditori. Exact. Deci trebuie să vedem ca o lege bună pentru, de protecție pentru societățile astea. Cât la sută din ele reușesc totuși să se reorganizeze, să-și revină, să o ia în sus, aici să scape este de blocajul financiar? Da, aici este și o problemă. Ei ajung în insolvență foarte mulți, prea târziu. Acum, în ultima vreme, oamenii au mai învățat și își cer singuri insolvența printr-un plan de reorganizare și chiar avem câteva situații fericite care se țin de plan, deja în al doilea, chiar tind spre al treilea an, de care este și ultimul, și și-au plătit eșalonat aceste datorii. Și acestea sunt cazurile fericite, ca să spunem așa. Cam cât la sută din toate cazurile care deci, le întâlnim sunt fericite? Pentru anii trecuți era 5-7% care au reușit să treacă, să ajungă la sfârșitul planului de reorganizare. Eu cred că această situație va fi în creștere. Pentru că a trecut în prima etapă, când îi spuneam cuiva, dar de ce nu-ți faci un plan de reorganizare? Ți-ai, să râdă lumea de mine, cum se poate că așa ceva? Faliment. Că intru, că sunt faliment. Zic, una e falimentul și alta e reorganizarea. În cele din urmă, tot mai mulți clienți văd că vin să facă o reeșalonare la finanțe sau o reorganizare judiciară. Și în funcție de posibilitățile fiecăruia, este avantajoasă sau una sau alta. Eu nu pot să spun că asta e mai bună. Eu îi spun așa, din punct de vedere X, Y, Z, pentru tine este mai avantajoasă asta, dar ți-asumi și niște riscuri, pentru că în momentul în care intri, de exemplu, prin un plan de reorganizare, ai și niște avantaje. N-ai plătit astăzi, plătești mâine sau poi mâine sau peste o săptămână, e tot așa, tot nu mai plătești niște penalități în plus. Corect. Și nu ți se anulează planul de reorganizare dacă plătești peste o săptămână. Dar trebuie să plătești în termenul în fiecare lună sau trimestru, când, în funcție de cum ai ratele eșalonate. Ei, dar există riscul că în cazul în care un trimestru nu plătești, vei intra în faliment. Și cu toate repercursiunile, riscul să-ți pierzi chiar toată averea sau să-ți mai rămână ceva dacă datoriile sunt mai mici. Încep și mai plătești un onorariu al administratorului judiciar care te supervizează, de bineînțeles că nu o face nici el de gratis. Este la rândul lui și el o societate care funcționează pe aceleași criterii, cu cheltuieli, cu venituri și urmărește un specialist, un profit care trebuie să obțină și el un profit cu care își trăiește și își urmează pregătirea. E un specialist care te sfătuiește și îți explică legea și te ajută. Și supervizează să îndeplinești condițiile din planul de reorganizare. În ce privește eșalonarea la administrațiile financiare, sunt și acele avantajoase, numai că acolo nu trebuie să întârzi absolut deloc. Nu e riscul să intri de îndată în faliment, dar și mai sunt, e nevoie uneori de ipoteci, gajuri, în funcție de valoarea creanței care o ai de plată la finanțe. Dar nu e riscul să intri... Și care vor fi executate în momentul în care nu te-ai ținut de eșalonare. Exact. Nu e cazul să intri de îndată în faliment, dar de îndată acele gajuri vor fi executate când nu ți-ai îndeplinit chiar și o zi. Iar toate penalitățile de care, că și aici este o reducere de accesorii,
vor fi repuse pe rol în momentul în care se anulează eșalonarea și vei fi executat la valoarea respectivă. Același lucru se întâmplă și dacă intri în faliment. În momentul în care intri în faliment, se calculează toate accesoriile la data intrării în faliment, dacă n-ai reușit să te ții de planul de reorganizare. Deci gura de oxigen și oxigenul, tubul de oxigen îl ai atâta timp cât reușești să te ții de planul de reorganizare. Avantajul că aici mai poți să o tărăgănezi de pe o săptămână pe alta, dar la total să plătești. Pe când dincolo e ceva mai rigid, dar nu e riscul de faliment imediat dacă poți să te descurci cumva să plătești. Acum trebuie să avem în vedere că cei care ajung într-un plan de reorganizare sau reeșalonare nu pot să plătească de îndată, pentru că nu pot, chiar dacă societăți foarte profitabile. Întreba cineva și mi s-a părut și ori nu știe, ori se preface pentru că era de meserie, ca să spun așa că, păi cum, că uite ce profitabilă e societate, de ce nu poate să plătească? Păi nu poate să plătească pentru că este într-un blocaj, de fapt. Cred că toată economia este mai blocată ca înainte. Pentru că dacă eu nu aveam restanțe, de exemplu, la clienți pe activitatea noastră profesională de o natură mai specială, înainte mai mari de 10 zile, ca să spun, acum am ajuns și la 90 de zile și mai mult. Deci vă dați seama cât de greu se încasează. Da, lucrez foarte mult, lucrez cu profit, dar nu încasez. Problema noastră e iar că ca noi să plătesc, calculăm profitul la facturare, nu la încasare. Exact. Iar ne îmbătăm cu apă rece. Da. Într-adevăr zice că cum că nu plătești TVA la, decât la încasare. Sunt de acord și asta este un lucru bun. Plătești TVA la încasare este un lucru foarte bun, dar... Dar impozitul... Impozitul pe profit, pe dar profit, nu numai asta. Salariații salarii, și astea trebuie plătiți în fiecare lună. Corect. Chiar dacă eu n-am încasat clienții pentru care tot personalul ăla a lucrat. Ce trebuie să dau? Trebuie să plătesc întâi salariații, pentru că luna viitoare nu voi mai avea cu cine să lucrez dacă nu. Și atunci se creează acest blocaj. Primii bani care vin se duc la salariați, normal. Și la stopajul la sursă. Dați-mi voie să duc prima dată la trezorerie, chiar dacă n-ai plătit salariile. În cazul în care lucrezi prin trezorerie, da, atunci este toate altă discuție, legea spune că salariile au prioritate. Da, salariile au prioritate de și așa trebuie să... De ce finanțele iau banii? Primele. Nu ar trebui să ia dacă te duci cu dovadă că ai de plătit salarii și trebuie să-ți acorde acel transfer la nivelul salariilor. Dacă nu a pus să te duci, o să ia. Deci trebuie să fii foarte la curent când îți intră banii de la clientul tău ca să te duci să-ți ridici salariile, pentru că altfel în maximum 3 zile o să fie toți la bugetul statului. Dacă adică ai datorii să la înțeleg bugetul că statului. Dacă băncile acceptă să ridici și bani cu statul de plată, ar trebui sau face asta și trezoreriile? Trebuie să admite transferul, pentru că din trezorerie nu prea se ridică numerar. Transfer. Să fac transfer în bancă care vor fi ridicați pentru salarii. Da. Deci se poate. Pentru salarii, da. La nivel de salarii. Este, așa este legea. Așa e legea. Și trezoreria este tot o bancă în final. Chiar dacă puțin mai specială. Da, e un lucru foarte important, dragi respectatori. Eu personal n-am știut Nu. Sunt că chiar clienți care au făcut treaba totuși aceasta. Acceptă să dea banii pentru salarii înainte să-și ia. Dar impuls. Și la bancă și la trezorerie nu au de unde să știe dacă noi înștiințăm. Avem state de plată de atâta și ne prezentăm cu dovada și restul vor intra la bugetul statului. Creditor bugetar, sigur că este creditorul în cele mai multe proceduri, alături de bănci. Dar bugetarul este aproape în toate procedurile creditor. Și în cele mai multe proceduri, probabil circa 70%, el este și creditor majoritar. Și a și cerut... Și cred că la ei, acum cu cerutul nu mai sunt chiar așa de în capul listei, pentru că sunt foarte multe, aproape jumătate din cererile de insolvență sunt la cererea debitorului. Da? Da. Și da, cam cât la sută sunt la cererea altor creditori? Dar motivul, cauza, este creditori. Tot finanțele. Păi, cred că din cel 50% care rămâne, au fost chiar 80% anul trecut, într-o perioadă, cererile debitorului. Dar cauza sunt tot creanțe la finanțe sau creanțe la bănci. Foarte rar sunt creanțe chirografare, adică vorba de furnizori. Și acum că am ajuns la cererea debitorului, noua lege, discutam înainte de emisiune, noua lege impune debitorului un plafon
de la care poate cere insolvența, ceea ce vechea lege nu cerea. Cum e corect? Cum era vechea lege sau cum e actuala lege? Cum a, legea trebuie aplicată ad litera. De acord. Haideți să o comentăm doar. Doar o comentăm. De aplicat o aplicăm. Din punct de vedere etic sau cum să spunem, în întreaga lume nu există un plafon de insolvabilitate, de insolvență al unei societăți. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, legea 85/2006 era plafonul 45.000. Legea 85/2014 a venit la 40.000. Plafonul la care se poate creditorii. Dacă cer creditori. În ce privește cererea debitorului, legea 85/2006 nu stabilea un plafon de niciun fel, din omisiune sau din altceva, nu stabilea motiv pentru care putea fi deschisă procedura la orice sumă. Ceea ce se întâmplă legea 85 și în restul lumii. Da. Legea 85/2014 plafonează la aceea sumă, adică 40.000, ca și la cererea creditorilor. Să spunem că are o parte benefică, o parte mică, pentru că, într-adevăr, sunt multe, au fost foarte multe și mai sunt și acum societăți dizolvate pe legea 31 de Oficiul Registrului Comerțului. Odată dizolvate, creditorii care au datorii pot face o poziție să nu fie radiată până nu trece printr-un proces de lichidare, astfel încât să-și recupereze eventual, dacă mai sunt sume de recuperat, să-și recupereze datoriile. Din acest moment intervine încurcătura, ca să spun așa. Legea 31 pe 1990 nu permite radierea societății comerciale, nu are, fără un atestat fiscal. Atestat fiscal care se obține de la finanțe și care ar trebui să nu aibă datorii. De fapt, el este enumerat în documentele de radiere, care trebuie să le pui în momentul radierii unei societăți, indiferent că ești administratorul societății sau lichidatorul dacă a trecut printr-o procedură de lichidare. Și dacă o societate comercială are o datorie de 100 sau am văzut la 200 de milioane, un judecător sindic din alt județ, nu de la noi din județ, a spus că nu este insolvabilitate, că debitorul poate să plătească 185 de milioane, dar fără să motiveze de ce. Ei, această insolvabilitate nu se poate stabili ca un plafon, după părerea mea cel puțin și părerea mea formată din mai multe cărți care le-am citit și din mai multe opinii la nivel mondial. Insolvabilitatea fiecarei societăți depinde de cifra ei de afaceri, de rulajele care le are prin casă, prin bancă, prin clienți. Deci insolvabilitatea poate stabili raportat la ce. Sunt indicatori de insolvabilitate care stabilesc dacă este în insolvabilitate o societate, pentru că vă dau un exemplu, o cifră de afaceri de 10 miliarde. Sigur că la nu poți să spui că e insolvabil dacă nu-și plătește 100 de milioane. Vorbim în cifre vechi. Dar poți să spui de o societate care are o cifră de afaceri de 500 de milioane într-un an, ăla sigur e insolvabil cu 100 de milioane datorie, că e cam greu să realizeze din 500 de milioane profit de 100 de milioane care să-l de acolo și să mai plătească și datoriile curente. Deci ăla poate deveni insolvabil. Da, mai este și cazul acelor societăți foarte mici, la care rulajul este foarte mic și care poate o să ajungă să fie recunoscută ca de a avea dreptul să ceară insolvența peste 10 ani, când finanțele, pe lângă datoria aia mică pe care o avea și n-a mai putut să rezolve, a pus accesorii, da, până a ajuns la valoarea de 40.000. Sunt situații și mai triste. A murit administratorul și a avut atunci o datorie, poate de 50 de milioane sau de 100. Ei, vă dați seama că acea firmă nu poate fi băgată în insolvență nici de finanțe de nimeni, pentru că nu atingem. Și atunci ce facem? Așteptăm să crească niște creanțe bugetare până la 40.000 ca să reușim să o băgăm într-un faliment. Și eventual să luăm casa copiilor. Eventual metragi ușa în răspunderea post-morte, nu știu ce să spun. Păi da. Sunt situații în care s-a întâmplat să fie dizolvată firma, după aia a existat opoziția creditorilor și onor creditorului bugetar și n-am mai putut să o radier. Acum noi suntem numiți lichidator, nu avem bunuri în societatea respectivă care este în lichidare, și nici nu putem să o băgăm în faliment ca să o închidem, pentru că nu are 40.000, nici nu avem de unde să-i plătim cei 10.000, 20.000 și stăm cu ea în stand-by, am făcut cereri de închidere,
Uneori Registrul Comerțului ni le refuză, noi facem plângere și sperăm în înțelegerea și priceperea judecătorilor sindici care să radieze aceste societăți, pentru că nu este o prevedere strictă legală în niciuna din legi în situațiile astea. Dar exista la un moment dat legislația care spunea așa, o datorie la stat poate să crească până la dublu ei, punându-i accesorii. Da, este bine spus, la un moment dat, dar nu mai este. Exista la un moment plafonat, dat. Da. Nu mai există, nu? Există, nu? Deci dacă am un leu datorie și nu-l plătesc, o să pun accesorii până ajunge 100 de milioane, nu? Până ajunge la 40 de mii, să băgăm în faliment. Da. Da. Și dacă e persoană fizică? Acum este la Camera Deputaților falimentul persoanei fizice și se va rezolva și cu persoana fizică. Deși... Tot dumneavoastră practicieni în insolvență, vă veți și ocupa asta și de persoanele fizice? Da, probabil că așa va fi. Așa este în proiect. Încă nu este stabilit dacă se va ocupa tot Tribunalul Comercial sau judecătorie. Și când va fi legea asta gata? Adică legea este deja în Parlament, la Camera Deputaților. Dar acolo este o întreagă dezbatere în Comisia Juridică pe acest aspect, judecătorie sau tribunal. Pentru că sunt creanțe mai mici, adică față de o societate, și se susține vehement și cele mai multe voci ar fi pentru judecătorie, ca insolvența persoanei fizice să se judece la judecătorie. Nu cred că ar fi un lucru rău, trăiesc cu speranța că judecătorii de la judecătorie să înțeleagă acest aspect cu insolvența, pentru că totuși, cu regret trebuie să spun, sunt mulți judecători care nu înțeleg insolvența nici acum. Nu mă refer la cei cu care lucrăm, că din potrivă chiar avem un corp de judecători foarte bun, dar dacă ieși din Tribunalul Comercial, e dureros ce poți auzi despre insolvență fără să aibă legătură cu realitatea și cu activitatea. Și ce se va întâmpla cu un cetățean care nu mai poate să-și plătească datoriile așa cum arată legea acum, chiar dacă nu e gata, nu e publicată în monitorul oficial? Este și asta o problemă, pentru că sunt, din câte cunosc eu, 4 variante de lege a falimentului persoanei fizice. S-au luat în discuții și în dezbatere, deci nici nu se știe încă pe care se va continua, pe care se va merge, pe care proiect și care va fi cel promovat și susținut, care va intra în final în dezbatere din Parlament. Deci de aici este o întreagă dar. Dar n-au nimic comun? Adică să putem spune, domne, Ionescu e dator la stat, îi vindem casa și și-a statul bani. Ideea nu asta este va fi că până la urmă? Toate veniturile unei persoane fizice, dacă va ajunge la insolvență, vor fi gestionate de acel administrator judiciar. Și bunurile. Și bunurile și exact ca la o vânzarea firmă. Ca la o firmă, da. Și în cele mai multe situații e posibil să se ajungă la insolvabilitate și în acel moment, dacă va fi declarat insolvabil, înseamnă că el nu mai are nimic. Nu mai are nimic de vândut? Sau? Nu mai are nimic de vândut, nu mai are conturi bancare, nu mai are de cele mai multe ori niciun venit sigur. Am auzit acest termen, insolvabil, insolvență, și că ar fi diferență între cele două. Insolvabil în sensul că nu mai are ce să ia, ca să vorbim românește. Dacă nu mai are ce să ia. Dacă și intră dacă în nu insolvență, mai are ce să ia, că e societate sau dar că e om, ce se întâmplă? La societate devine radiată după ce se stabilesc răspunderile. Că este insolvabilă? Da. Se radiază și cum adică se stabilesc răspunderile? Dacă ce este cazul asta? Să fie antrenată răspunderea persoanelor care au condus societate. Adică dacă trecem de la lipsa de bunuri pe care le putem valorifica ale societății la bunurile personale ale administratorului, nu? Aceasta se întâmplă doar în anumite situații, când sunt îndeplinite condițiile din lege, în sensul că administratorul respectiv sau și alte persoane din conducerea societății au folosit bunurile sau activele societății, creditele societății în interes personal. N-au condus evidența contabilă. S-au folosit de societate pentru propriul interes. Adică și asta trebuie demonstrată. Adică au scos bani din societate pentru el ca persoană fizică. Exact. Dar dacă n-au condus bine societatea și deci cheltuielile au depășit încasările sau s-au blocat încasările și n-au mai putut să plătească și pe urmă au crescut penalitățile,
se consideră și atunci că este de vină administratorul și trebuie să-i vindem bunurile? Pentru că sunt foarte multe cazuri în care administratorul conduce cu bună credință, dar se blochează din motive, de exemplu, de neîncasare. Sau eu am avut exemplu că s-a... Și societățile de investiții imobiliare s-a mărit plafonul la capitalul social și foarte mult, care ei n-au mai putut să-l acopere, că nu mai aveau banii. Deci a trebuit să intre într-o procedură de faliment, pentru că nemaiputând fi autorizat să funcționeze, nu mai aveau venituri, păstrau niște cheltuieli și a intrat în faliment. Deci fără, independent deci de voință. Deci clar nu e vina lor. Da. Nu, nu se antrenează adică răspunderea. Adică una este să conduci prost, să și alta este... din nepricepere prost, atunci nu se antrenează răspunderea. Dar dacă încalci legea, se antrenează răspunderea. Dacă încalci legea, în sensul că ți însușești acele bunuri și acele le folosești pentru interesul personal sau faci cheltuieli în interesul personal pe societate, de exemplu, îți cumperi o mașină de lux care nu este necesară activității firmei, sau pur și simplu ridici banii din cont și folosești în interes sau personal. Sau faci o lipsă, o gaură în casă. O gaură în casă sau... Atunci se consideră că este necesară antrenarea răspunderii administratorului sau a celor care au condus sau și se dovedește. Sau celor care au condus sau nu neapărat au condus, au făcut care prejudiciu. Au contribuit la insolvența debitorului respectiv. Da. Care au făcut prejudiciu societății. Este nu? Un prejudiciu, în final, este un prejudiciu al societății, da. Dar în condiții normale, doar pentru management defectuos, nu se antrenează răspunderea administratorului social. Am înțeles. Așa, acum avem o lege nouă, cum facem noi societățile și noi suntem o societate și sunt atâtea în România și în Gorj, mulți dintre cei care conduc societăți nu au nicio pregătire legată de administrarea unei societăți, poate că ar fi bine să existe școli de administratori. Școli avem. Școli avem. De administrație. Trebuie să... Păi nu, administrație publică. Avem de administrație publică, dar avem și de... Administrație privată. Management. De management. Da. Aia da, corect. Dar sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți și, să zicem, majoritatea... Și administrarea afacerilor avem. Care nu fac această școală. Și învață din propria activitate. Unii sunt autodidacți și învață foarte bine și au succes. Uneori... chiar în urmă, nu teoria contează aici, ci practica. Cred că în același timp și citesc. Uneori chiar în meserii care nu au legătură cu pregătirea lor inițială de bază. Dar sunt autodidacți în sensul că citesc, sunt receptivi și învață și din greșeli și sunt prudenți. Și ale lor și ale altora. Și ale lor și ale altora. Este imposibil în orice afacere să nu și greșești. Depinde cât greșești față de cât succes ai. Dar cred că legea noastră este deficitară și cred că încă nu este. Câteva exemple din cele 40. Nu este îndreptată pentru că ar trebui să existe o condiție, cum sunt în multe țări, să urmezi un curs de administrator de firmă sau așa, înainte de a deveni administrator. Să dai un examen? Să dai o testare și apoi să poți fi numit administrator. Acționar asociat poate să fie oricine. Este o altă. Dar în multe țări din Occident se numește antreprenor. Trebuie să facă cursul de antreprenor ca să poată să administreze o afacere. Chiar o societate foarte mică cu 1-2 angajați. Trebuie să iau diploma de antreprenor. Am auzit eu pe la unii domni și doamne plecați din România și care în cele din urmă, după ce au lucrat cât au lucrat acolo ca angajați, au zis că vor să-și facă eu firmă de 2-3 persoane, dar să lucreze oarecum pentru ei. Ei, și trebuie să urmez să termin și eu cursul de antreprenor, că altfel nu pot să fac treaba asta. Deci la noi nu există așa ceva. Eu am întâlnit administratori în cariera asta lungă, de peste 1000 de falimente, 1200, administratori care nu știau să scrie, să citească. Ce poate să administreze, cât de isteț ar fi și asta. Sunt lucruri care trebuie scrise și citite. Nu e vorba de o discriminare. Și totul semnează. Și totul semnează și atunci când a fost la antrenarea răspunderii, am constatat că nu poate să scrie declarația și a rămas și judecătorul și noi ne uitam unii la alții și nu știam ce cale să adoptăm. Deci problema este că nu se solicită absolut nicio minimă pregătire celui care îl numim administrator, nici de asociați acționari, dar nici de legislație, de registrul comerțului ăsta, pentru că nu e prevăzut în legislație și deci nu poate să ceară așa ceva, în primul rând, iar în al doilea rând, cel care a fost administrator și a falimentat cu voia lui, fără voia lui,
din greșeală, din nepricepere o firmă, ar trebui să nu mai poată administra o firmă măcar un 10 ani sau așa ceva. Sau măcar până nu trece pe la cursul de antreprenoriat. Nu, eu cred că ar trebui să nu mai administreze minim 10 ani, pentru că e clar că nu se pricepe. Și ca o pedeapsă pentru că a dus la faliment. Să ferim firmele de astfel de administratori. E clar că trebuie să aibă o pedeapsă pentru că deja a făcut un prejudiciu unora. Pentru că acești creditori oricum suferă un prejudiciu prin faliment, chiar dacă nu e culpa directă de antrenare a răspunderii unei persoane. Și nu numai creditorul are de pierdut, are de pierdut și acel acționar care a băgat niște bani într-o afacere și da, a pus pe cineva să administreze. Să administreze. Acum el măcar și-a ales administratorul singur, pentru că administratorul este ales de asociația acționarilor. El, da. Și când l-ai ales, și stați, acționarul risc. E poate necunoscător în ceea ce privește. Da. Îți asumi are un risc. Niște bani, faci o investiție. De acord, dar îți asumi un risc când îi investești. Aia da, clar. Deci asta deja, el poate este cel, sigur că are și el un prejudiciu și este într-un fel păcălit sau frustrat, dar pe de altă parte, ceilalți sunt poate mult mai puțin vinovați chiar și decât el și totuși suferă acest prejudiciu că sunt creditori, adică furnizorii care i-au dat materiale, servicii, utilități și rămân... Care au lucrat pentru ei, prestat, da? Sunt salariații care suferă din nou un prejudiciu că probabil nu își iau salariile în întregime, iar pe de altă parte s-au dedicat unei profesii care, pe urmă, nu se mai poate, poate chiar trebuie să schimbe profesia, schimbă în societatea, că vedeți, diversitatea este foarte mare. Deci sunt mai multe persoane care în jurul lor pierd și bugetul statului care inevitabil pierde întotdeauna, cred că în fiecare procedură de insolvență. Motiv pentru care avem probleme care le avem bugetare. Pentru că bugetul se bazează pe aceste creanțe bugetare, bugetul de stat și pensii și tot ce avem noi legat de instituții publice și aceste creanțe bugetare se încasează în proporția în care se încasează. Sunt la nivel național, parcă s-au încasat circa 7% în procedurile de insolvență. Ca medie, sigur că sunt unde s-au încasat 100%, dar sunt foarte multe societăți care intră în insolvență când nu mai au nimic. Unele într-o vreme au intrat pentru că le executa înainte finanțele și veneau, ca să zic, goale la noi. Ulterior nu s-a mai întâmplat așa, dar cert este că dacă ele vin în momentul în care nu mai au nimic, salvarea lor este inevitabilă, doar falimentul. Ar trebui să ajungă la noi într-o fază în care capitalurile proprii sunt cel puțin pozitive ca să putem să mergem pe un plan de reorganizare cât de cât și când ei încă funcționează, când încă există o relație, chiar dacă încordată, dar există o relație cu furnizorii, există o relație care poate fi ameliorată cu bugetul statului, altfel și cu băncile, bineînțeles, dacă este cazul, pentru că altfel la noi, dacă vin când relația este mai mult decât încordată, cu toate aceste persoane, nu vor putea să treacă peste acest plan de reorganizare, chiar dacă e foarte bine întocmit, chiar dacă l-aprobăm la creditor și dau gură de aer, sunt puțini care în perioada respectivă pot să iau un avânt nemaipomenit. Nu cred că nici economia nu vedeți că nu mai iau un avânt nemaipomenit ca să poată realiza. E adevărat, dar dumneavoastră, ca administrator judiciari, poate găsiți o cale de... Știu eu, de a vinde niște active necesare. Sunt situații în care planul de reorganizare se... Deci mai multe variante, nu da, doar contractele și desfășurarea activității normale, da, pentru că aia a dus la ce se vede. Sunt situații în dar care... Dar poate s-au băgat bani foarte dar mulți asta... în lucruri ne... Da, sunt și aceste situații, dar nu la societățile foarte mici. Pentru că, în general, societățile mai mari sunt și mai ușor de restructurat. Acolo poți să faci o analiză și sigur vei găsi niște bunuri de care, poate nu cu drag, poate leagă ceva sentimente pe administrator de bunurile respective, că le-a obținut greu și nu știu ce, dar pot fi înstrăinate prin planul de reorganizare. Planul de reorganizare să propună chiar înstrăinarea acestor bunuri și odată înstrăinate să se acopere o parte din creanțe, astfel încât presiunea ratelor să fie mai mică. Există și posibilitatea asta. Apoi un alt avantaj, suma. Da, sau poate chiar toată suma. Toată creanța.
Un alt avantaj al acestor planuri de reorganizare este faptul că toate litigiile promovate de administratorul judiciar, eventual lichidatorul judiciar ulterior, sunt scutite de taxă de timbru. Sunt mulți din firmele mai mari care vin în reorganizare pentru că ei nu pot să se lupte cu clienții din cauza taxelor de timbru judiciar, care sunt foarte mari. Și ei nu pot obține scutire, ajutor social. Mai plătesc și avocat și îmi spune, păi eu mai bine plătesc onorarul de administrator judiciar. Dumneavoastră îmi faceți și acțiunile, recuperăm creanțele. Și nu ne costă nimic. Doar ne costă eventual executorul judecătoresc. Și dar vom obține... Dar cine vă plătește pe dumneavoastră atunci când... Doar onorariul? Adică da, toate aceste onorarul... procese pe care le... Deci, le acți, toate le cheltuielile, dacă e vorba de expertize sau așa, trebuie să le plătească debitorul. Iar în ce privește, noi avem un onorariu în perioada de reorganizare fix, stabilit prin hotărârea de deschidere și de aprobare a reorganizării judiciare. Și acela este onorariul care luăm. În cazul în care sunt anumite procese care n-au legătură cu recuperarea creanțelor și mai complicate, de ordin civil pentru stabilirea unor drepturi de proprietate sau așa, care nu sunt specialitatea noastră, atunci e cazul să plătească avocat, dar tot au scutirea de taxă de timbru, chiar care dacă sunt valori mari și taxele de timbru pot să ajungă la sute de milioane sau miliarde. Și e un lucru mare că nu au taxă de timbru și pot să facă toate căile de acțiune, astfel încât să-i ajute să-și recupereze într-un grad cât mai mare creanțele și sau bunurile în litigiu. Ce alte probleme mai are legea cea nouă a insolvenței? Partea bună, cred eu că este, pe de o parte, că notifică finanțele. Este obligatorie notificarea instituției bugetare că se deschide procedura. În aceasta are un termen de Administrația Finanțelor Publice are un termen de 60 de zile în care pot să-și facă controlele care doresc, astfel încât să-și înscrie creanța corectă la masa credală. Acum nu înseamnă că termenul de înscriere la masa credală este de 60 de zile, este mai mic de obicei. Este dat tot prin sentința de deschidere, dar are posibilitatea, uite, noi am demarat acest control, nu întotdeauna se face acest control, pentru că uneori nu e necesar. Pentru că poate deschiderea procedurii a fost solicitată și, controlul a fost făcut. Sau chiar dacă e de debitor în urma unui control, că rezultatul a fost dezastruos sau atât de tare încât nu poate să plătească de îndată și fiind conturile blocate, nu mai poate să-și desfășoare activitatea, dar într-un an sau în doi sau în trei poate să-și desfășoare activitatea, să plătească și acele creanțe bugetare stabilite prin actul de control. Deci în această situație eu zic că e totuși un lucru bun. Unii zic că ce mai vine controlul? Ei, într-adevăr, vine controlul. Dar vine și la începutul procedurii stabilim care este creanța bugetară. Ulterior, rămânând doar creanțele bugetare afectate de vânzare sau de continuarea activității, care au un alt regim. Eu zic că este un lucru bun și juriștii au posibilitatea să ceară prelungirea termenului de depunere a creanței, să depună astfel o creanță. Pentru că de aici s-au născut foarte multe contestații la tabelul creditorilor. Ei veneau cu creanța care o aveau acolo și după un jumătate de an, un an, după doi ani, uneori după trei ani, s-au gândit că trebuie să facă control. Și au făcut acest control, nu vorbim de controle inopinante, care alea se fac pe anumite teme, de cele mai multe ori penale, și alea trebuie făcute pe tema respectivă. Și făceau control de fond după 2-3 ani. Veneau cu niște creanțe diferențe și astea care nu le puteau înscrie la masa credală. De cele mai multe ori aceste contestații erau refuzate pentru că erau tardive. Ei, legea a venit să îndrepte acest frecuș, ca să spun, între administratorii judiciari sau lichidatorii judiciari și acest organ bugetar și rezolvă. Deci la deschiderea procedurii, în aceea zi este notificat și finanțele. Cele mai multe cazuri care am deschis noi legea, s-a deschis legea și am fost numiți pe legea nouă, s-au făcut control și s-a stabilit creanțe, aceleași creanțe mai mari sau cum s-au stabilit, dar s-a definitivat creanța la momentul deschiderii procedurii. Și de aici ne ducem cu prietenie înainte, nu stăm de contestații, eu zic una, ei zic alta, zic de ce n-ai venit la timp, știi că mi-a scăpat. Deci s-au eliminat o serie întreagă de discuții. Eu zic că asta este partea bună. Partea proastă a legii este că nu s-a definitivat cu vânzarea și nu s-a putut ajunge la o concluzie
în acest sens. Partea proastă este plafonul pentru cererea debitorului, pentru că, într-adevăr, că și aici este o chestie, dar judecătorul putea să dispună sau nu deschiderea procedurii dacă considera că nu este în insolvabilitate societatea respectivă. Au fost situații că întotdeauna există și excese, și din partea noastră, că și noi, orice pădure fără uscături nu se poate, din păcate. Nu vreau să spun că noi suntem perfecți ca experți sau ca lichidatori, practicieni în insolvență, dar au fost excese când s-a cerut deschiderea procedurii pe 113 lei sau o sumă din aceasta și pe urmă ceream onorariu, să zic, 3.000 sau 5.000 de lei. Ei, sunt excese nefericite și din partea noastră, a colegilor. Și, într-adevăr, acum, dacă le-a scos punctul lor de vedere, au și ei dreptate, că 113 lei sau 113 mii sau 113 milioane, eu fac aceleași proceduri. Just, dar nu cred că era cazul pentru 113 lei să ceri insolvența. Da. Dar cred că în aceeași măsură și e ultimul minut, din păcate, ziceam că ce o să vorbim atâta timp, uite că nici n-am terminat, a existat o perioadă în care creditorii puteau să ceară la orice sumă insolvența. Asta, faptul că s-a stabilit un plafon mai mare, eu zic că e totuși un lucru bun. Adică pentru 100 de lei să ceri insolvența unei societăți că ți-a întârziat plata... Sau pentru că ai niște ambiții. Sau... Pentru că uneori în activitatea comercială între creditor și client, între furnizori și clienți... Poate apare o concurență. Apare o luptă dorită sau nedorită din nemulțumiri de derularea relației comerciale. Și vine la ambiție, las că ți-arăt eu ție și te bagă în insolvență. Eu cred că aici rămânem la priceperea și inteligența judecătorilor să înțeleagă când este doar un astfel de act sau când vorbim de o stare de insolvabilitate reală și când societatea chiar este în incapacitate de plată și că trebuie să intre cel puțin pe un plan de reorganizare. Dar oricum acest lucru a fost eliminat prin faptul că s-a stabilit un plafon, da, dar la plafonul, care poate să ceară creditorul. Să fim serioși, este foarte mic pentru societățile... Pentru cele mari, da. Mari, mici, mijlocii. Pentru micro-întreprinderi este un plafon mare. În rest, și atunci rămânem tot acolo unde am spus. Sperăm să le dea priceperea necesară a tot puternicul să înțeleagă într-adevăr când trebuie și când nu trebuie să deschidă această procedură. Și noi sperăm, doamna Mariana Sumnea, să mai treceți pragul ENSA TV, pentru că sigur de respectatorii noștri care au o societate au avut o lecție de modul în care trebuie să treacă printr-o nefericită situație de blocaj financiar și să știe cum să facă asta ca să meargă înainte și nu să clacheze. Dragi telespectatori, revin și arăt cum se spune la instanță. Doamna Mariana Sumnea a fost invitata mea astăzi în emisiune, președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență, filiala Gorj-Vâlcea. Este și președintele Corpului Experților Contabili Autorizați din România, filiala Gorj. Deci ați primit informațiile de la sursă, de la specialist și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc că m-ați invitat și oricând, în limita timpului, mulțumim o să fiu prezent. La revedere! La revedere!